Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. E ziua națională a României. Mai vreți mesaje de la români care ar vrea să întoarcă acasă? Da, domnule, dă, că avem o mulțime. Mergem în Cipru. Neața, băieți. Mă numesc Mihai și sunt venit aici în Cipru de la 18 ani. Mai exact, din ultima zi a examenului de bacalaureat. Wow. Au trecut deja 16 ani de atunci. S-a dus. Da. Insula este superbă. Viața seamănă cu niște scene din filmul Zorba Grecu. Oamenii sunt plăcuți și totul decurge perfect. În partea grecească, cred. Aici s-a născut și fiul nostru, Marcos, și unicul motiv pentru care ne-am întoarce este el. Crește singur și bunicii de acasă împreună cu verișorii lui mor de dor ca să-l vadă în fiecare zi. Este greu. Dar sperăm să ne găsim puterile să o facem la an. La mulți ani, România. Vă pupăm și vă îmbrățișăm pe toți. Mulțumim pentru mesaj. Vă ținem pumnii. Mergem și spre Marea Britanie un pic. Bună dimineața, Europa FM. Mă numesc Mihai Gârbuleț. Locuiesc în Marea Britanie din 2007. M-aș întoarce acasă pentru România, pentru țara noastră, pentru sărbători, doar pentru motivul ăsta, dar încă nu acum. Încă nu-i momentul, încă e prea multă corupție, deja mentalitatea ne-am schimbat-o, noi gândim altfel, nu mai putem gândi ca românii de acasă. Dar țara, ca țara noastră, nu-i nicio țară. O zi frumoasă, vă mulțumim tare mult. Păi cu atât mai mult cu cât aveți altă mentalitate, acum e momentul. Veniți și arătați-le și compatrioților cum se face. Ce puțin în Spania. Bună dimineața, băieți! Robert, sunt șofer de tir în Spania și m-aș întoarce acasă și mâine pentru un venit de 1500 de euro pe lună. Chiar dacă ar fi mai mic, mult mai mic decât aici, m-aș mulțumi cu acest venit, fiind în țara mea, lângă prietenii mei, lângă familia mea. Dar în Spania nu ai alte cheltuieli? Ba adică da. Nu sunt alte cheltuieli în Spania față de România, chiar dacă nu este cea mai scumpă țară din Uniunea Europeană. Adică așa este, dar cred că per total știi cum e. Bun, dai un ban, alte... dar trăiești altă viață. Ai alte servicii acolo. Ai văzut. Asta este diferența. Ai altă calitate a serviciilor, alt sprijin pe care ți-l oferă statul, mai ales dacă ai copii. Altă calitate a mâncării. Și vezi că acolo, că am fost în vacanță în Spania asta vară, prețurile pentru mâncare și consumabile sunt comparabile cu România, nu sunt mult mai mari. Calitatea e mult mai bună, ok, sunt mai mari costurile cu chirii și alte alea, dar el și spune că câștigă mult mai bine acolo, însă pentru 1500, adică să-și păstreze un standard de viață similar, ar veni acasă. Păi îi angajezi șofer de camion la stat. Da. Și... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.